Nu întotdeauna vrem, dar întotdeauna viața ne aduce în situația să vrem. Spre exemplu, de câtă vreme nu ne-am mai gândit noi la ideea unui sfârșit de timp? Că este al nostru sau că este al planetei, nu știu, dar vreau să vă întreb dacă, în general, ne face plăcere să ne gândim la subiectul ăsta. Sincer să fiu, nu ne prea face plăcere. Dacă am ajuns la ultimul sabat din anul 2022, ce să facem? Vă trebui să vă invit puțin să vorbim despre valoarea timpului. Timpul este în mâna lui Dumnezeu și în opinia lui Dumnezeu extrem de valoros. Aș vrea să folosesc fiecare clipă din seara asta și voi debuta cu un text pe care dumneavoastră îl știți. Efeseni capitolul 5 cu versetul 16. Textul spune: răscumpărați vremea, căci zilele sunt rele. Prima parte răscumpărați vremea. Noi suntem obișnuiți cu ideea că Dumnezeu ne-a răscumpărat pe noi, ca oameni. Și vorbim despre faptul că oamenii sunt răscumpărați. Poporul lui Dumnezeu este răscumpărat. Cât de obișnuiți suntem să credem sau să gândim că și clipele pe care le trăim, sunt răscumpărate. Ne gândim mai puțin la lucrul acesta. Deși, în foarte multe situații, Cuvântul lui Dumnezeu ne atrage atenția că viața nu e a noastră și că viața este împrumutată, și fiind viață împrumutată, este împrumutată de unde? Din Dumnezeu. Și dacă este împrumutată din Dumnezeu, înseamnă că viața pe care noi o trăim are valoare mult mai mare decât chiar noi înșine. E foarte greu de înțeles lucrul ăsta. Că, până la urmă, viața noastră nu e despărțită de noi, nu sunt identități separate. Cu toate astea, Dumnezeu ne dă de gândit când ne spune că noi nu avem viață în noi înșine și că noi trăim din Dumnezeu. Și numește Dumnezeu viața noastră, numește Har. Har. Ce înseamnă Har? Milă. Dar mai puneți ceva pe lângă ideea de milă. Că nu e suficient. Este ideea de nemeritat. Foarte important. Nu merităm nici mila lui Dumnezeu. Bun, deci ha viața este har. Ceea ce introduce ideea că viața noi nu merităm. Viața ni se dă nemeritat. Îi place lui Dumnezeu să ne, dă, să ne dea viață. Îi place lui Dumnezeu să ne dea fiecare zi. Îi este plăcut lui. Și datorită faptului că acesta este gustul, așa îi place lui Dumnezeu, din cauza asta noi trăim. Dacă ar fi după noi, uitați-vă foarte mult la ceea ce se întâmplă în jurul nostru și veți vedea oameni care hotărăsc cu de la ei putere, că ei nu vor, mai să, nu vor să trăiască. Și și încheie viața. Ei resping harul. Ei nu văd viața ca fiind. O favoare nemeritată care li se face. Ei văd viața sub alți termeni. Da. Mă întorc. Textul spune: răscumpărați timpul. Răscumpărați timpul. Ideea asta vă conduce la vreo imagine. Ce înseamnă ca eu să răscumpăr timpul? Încă o dată. A răscumpăra înseamnă să cumperi a doua oară un obiect sau ceva anume. L-ai cumpărat odată, l-ai pierdut și te duci să-l mai cumperi încă o dată. Asta este a răscumpăra. Termenul implică să cumperi a doua oară. Când ni se spune răscumpărați vremea sau timpul de a faceți lucrul ăsta voi, ce presupune asta? Presupune mai multe lucruri. Presupune odată că am avut timpul, l-am pierdut și acum suntem chemați să îl re valorificăm sau să îl răscumpărăm. Asta ar putea să fie o idee. A doua idee este că S-ar putea întâmpla, sau sigur, Dumnezeu este acela care a cumpărat timpul pentru noi, odată și ni l-a oferit, este ceea ce am vorbit anterior, și acum, pe lângă asta, suntem chemați și noi să cumpărăm timpul lui Dumnezeu. Deci, timpul pe care l-a cumpărat Dumnezeu, mi-l oferă mie. Și apoi, cumva, eu am posibilitatea ca să-l cumpăr și eu în dreptul meu, cu alte cuvinte, eu pot să risipesc timpul lui Dumnezeu sau pot să-l valorific. Și problema asta a timpului valorificat de mine este un lucru pe care Dumnezeu sau cu care Dumnezeu măsoară înțelepciunea sau capacitatea noastră de a înțelege ce a făcut El pentru noi. Un exemplu foarte clar sau foarte puternic este ceea ce Dumnezeu ne-a lăsat în porunca a patra. În porunca a patra Dumnezeu zice aduți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești. Bun, și mai departe, mai departe spune, este o zi de odihnă închinată. A cui este odihna? Foarte, foarte provocatoare această imagine. Când Dumnezeu ne dă nouă odihna lui, nu face ca odihna asta să devină a mea. Odihna mea. Și el spune, fii atent, eu îți dau ție odihna, dar îți dau odihna ca să o închini mai departe cui? Poftiți? Lui Dumnezeu. Sabatul este un exercițiu de valorificare a timpului. Creștinul ar trebui să ia din sabat această lecție de valorificare a timpului și să învețe să valorifice timpul în același fel în fiecare zi a săptămânii, ca în sabat. Adică, ce fac cu timpul ăsta? Cu îl dau. Dacă nu înțelegem valoarea timpului în sabat, vom pierde valoarea timpului în general. Dacă eu voi lua timpul de sabat și îl voi folosi pentru mine și voi spune, știi ce? Timpul ăsta este al meu pentru ca eu să mă odihnesc, pentru ca eu să mă simt bine, pentru ca eu să... etc. Dacă eu voi face lucrul acesta așa, eu nu voi ști niciodată ce înseamnă timpul închinat, pe de o parte, și nu voi ști niciodată ce înseamnă timpul răscumpărat, pe de altă parte. Că timpul răscumpărat nu e al meu. Să fie foarte clar. Timpul răscumpărat este timpul cumpărat de două ori, este timpul cumpărat și de Dumnezeu, este timpul cumpărat și de mine. Cât dai ca să răscumperi vremea? Ca să răscumperi vremea, cât investești? Te-ai gândit vreodată că Dumnezeu ne pune înainte această datorie? Omule, răscumpără vremea. Timpul nu ți este dat ca să treacă. Timpul ți este dat ca să-l răscumperi. ce -o fi asta? Câteva texte care ne-ar putea ajuta tot din Efesen, capitolul 6, dacă vreți. Deci am citat din Efeseni 5 cu 16, răscumpărați vremea. Fiți atenți, zilele sunt rele. Și din zilele astea rele, Dumnezeu ne spune, răscumpărați și schimbați-le în zile bune cu Iisus Hristos. A fost anul 2022 an bun sau an rău? Depinde de cât am răscumpărat din el. Cam ăsta ar fi răspunsul. Dacă am răscumpărat puțin din el, timpul s-a dus rău. Dacă am răscumpărat mult din el, a fost un an bun. Deci, Efesen, De data asta, capitolul 6, versetul 13. Luați toată armătura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua aceea rea. Vă rog să observați: Pavel folosește în Efesen de două ori ideea de vremuri rele. În Efeseni 5 cu 16, zilele sunt rele. În Efeseni 6 cu 13, în ziua aceea, rea. Ce înseamnă ziua aceea rea? Cum vedeți? Zice, luați toată armătura lui Dumnezeu ca să vă împotriviți în ziua aceea rea. Și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit tot. În contextul acesta, deci, ziua cea rea ce este? Mulțumesc! Ziua de încercare, ziua de criză, ziua în care creștinul este atacat din toate părțile și este chemat să să biruiască. În ziua ce creștinul este chemat să biruiască. Înțelegeți ce înseamnă răscumpărarea? Răscumpărarea este o zi care prin definiție este rea, este făcută ca să cadă asupra credinciosului din toate părțile, ca o criză teribilă. Dar dacă în ziua respectivă credinciosul iese biruitor, totul se transformă în câștig, după ce veți fi biruit totul după ce veți fi biruit totul. De câte ori am fost biruitori în anul care a trecut? Cât de biruitoare sau victorioasă este viața mea? Da, viața ta. ăsta e sensul răscumpărării. Nu este altfel. N-ai cum să răscumperi timpul. N-ai cum să răscumperi vremea decât prin biruințe. Altfel, ne va trece vremea, ocazia și timpul printre degete. Am urmărit puțin trimiterile de la baza textelor și pe ideea de vreme rea sau de răscumpărare a vremii am descoperit de asemenea textul din Galateni, capitolul 6, pe care dumneavoastră îl știți. Galaten 6 cu 10, în care vremea mai are un alt, un alt caracter. Auziți? Așadar, cât avem prilej să facem bine. Mă opresc aici. Textul continuă, să facem bine la toți, mai ales fraților în credință. Eu m-aș opri aici. Cât avem prilej să facem bine. Bun. Vă rog să observați de asemenea că răscumpărarea vremii are caracter de prilej. Așa zice aici, cât avem prilej. Ce înseamnă prilej? Posibilitate, ocazie. Cu alte cuvinte, s-ar putea să fie o vreme când să nu mai avem ocazii. Cine pregătește ocaziile? Apropo, cine pregătește ocaziile? Vă dați seama cât de mult ar trebui să lucrăm împreună cu Dumnezeu dacă Dumnezeu este acela care pregătește ocaziile sau oportunitățile noastre. El le pregătește. Și dacă El le pregătește, numai El știe când vine vremea. Eu nu știu. Eu s-ar putea întâmpla să trec pe lângă o mulțime de ocazii și să nu le văd, să merg înainte și să zic, păi n-am avut nicio ocazie. Se poate așa? Se poate. Uitați-vă în Ioan, capitolul 7, cu versetul 6. Ioan, deci Evanghelia după Ioan, capitolul 7, cu versetul 6, Domnul Iisus Hristos stă de vorbă cu frații lui. Și frații lui, pe vremea aia, erau împotriva Domnului Iisus Hristos, îl considerau un fanatic. Și ca urmare, frații Pune așa Domnului Iisus, versetul 3. Pleacă de aici, du-te în Iudea să vadă și ucenicii tăi lucrări, lucrările pe care le faci. Că nimeni nu face ceva în ascuns când caută să se facă cunoscut. Și ei îi sugerează Domnului Iisus Hristos, ăsta este timpul când tu să te faci cunoscut. Hai! Și Mântuitorul le zice, vremea mea n-a venit încă. Uau! Wow. Ucenicii credeau că vremea Domnului Isus Hristos venise. Vă dați seama de neputința de a-l înțelege pe Dumnezeu? Ei credeau că vremea venise. Cât de supărați au fost când, după ce au hrănit mulțimile cu pâine și cu pește. Ei au crezut din nou că vremea Domnului Isus Hristos venite, venise și au hotărât să-L facă împărat. Au zis, o ocazie mai bună ca asta nu există. Oamenii au fost convinși de puterea extraordinară a Domnului Isus Hristos, este vremea să-L facem împărat. Și Domnul Isus Hristos, în condițiile astea, le-a poruncit cu tot din adinsul să se suie în corabie și să treacă în partea cealaltă. Le-a spulberat planurile, le-a spulberat și le-a spulberat ocaziile. Le-a spulberat prilejul. Ce lecții extraordinare! Prilejurile noastre nu sunt prilejurile lui Dumnezeu. Ocaziile noastre nu sunt ocaziile lui Dumnezeu. Noi putem să vedem prilejurile cu ochii politici, cu ochii financiari, cu ochii economici, să zicem, acum e momentul. Investește la bursă, investește acolo, investește dincolo, ochii noștri prind ocaziile respective. Și Mântuitorul spune, fii atent că vremea nu e acum. Sau este. Mai târziu, Mântuitorul le vorbește, cei din Nazaret vor să pună mâna pe el, să-l arunce jos de pe vârful muntelui. Și textul biblic spune, n-au putut să pună mâna pe el pentru că nu era momentul, nu era prilejul, nu era ocazia, nu-i venise vremea. Încă o dată, cine construiește vremea sau prilejul? Și apoi, mai târziu, Mântuitorul își ridică ochii spre cer și spune, Tată, a sosit ceasul. Și când el a zis că a sosit ceasul, ucenicii n-au mai înțeles nimic, ucenicii chiar credeau că n-a venit ceasul. Totdeauna în contratimp cu, cu Isus Hristos, în contratim cu planurile lui Dumnezeu. Mântuitorul spune, a sosit ceasul și le spune, voi nu înțelegeți, fiecare veți pleca la ale voastre și pe mine mă veți lăsa singur. Din ce cauză? Poftiți? N-ați văzut că a venit ceasul. Dragii mei, aș vrea să înțelegem doar atât. Creștinul trebuie să înțeleagă valoarea timpului din punct de vedere al lui Dumnezeu, nu din punct de vedere al lumii. Anul 2022 trebuie să-l înțelegem din punct de vedere al modului în care Dumnezeu a văzut anul acesta, nu din punct de vedere cum l-am văzut noi. Anii de pandemie, noi le-am văzut într-un fel. Nu interesează cum, le -am, cum a văzut lumea. Problema este cum am văzut noi că a văzut Dumnezeu momentele acelea. Ce s-a întâmplat? Momentul acela ce a însemnat pentru istoria mântuirii, a apropiat evenimentele venirii lui Isus Hristos, le-a îndepărtat cum a fost, cum este planul lui Dumnezeu, care este răspunsul lui Dumnezeu în conștiința fiecăruia dintre noi, în legătură cu vremea, s-a lungit sau s-a scurtat. Vă provoc la o astfel de muncă a sufletului în legătură cu fiecare clipă pe care o trăim. Și acum câteva exemple mai ușoare. Oameni care au apreciat sau nu au apreciat timpul. Avem nevoie de cazuri ca să putem înțelege. Aș începe cu Isaia 35, 38, pardon, 10 la 15. Isaia 38. E vorba de Ezechia. Aș vrea să vă invit, știți, a fost bolnav, Dumnezeu i-a spus, gata puneți casa rânduială că vei muri și um, confruntat cu ideea că e gata și că s-a terminat, el începe să mijlocească și în momentul în care mijlocește, Ezechia motivează de ce vrea să mai trăiască. Vă rog frumos să urmăriți motivația, să urmăriți cum motivează el care vrea să mai trăiască. De ce? Și să urmăriți împreună cu mine și să observați dacă motivația asta stă în picioare sau cade în dialog cu Dumnezeu. Mai ales dacă vremea este constructul lui Dumnezeu, dacă El construiește ocaziile, eu știu, oportunitățile noastre. Haideți să citim. De la versetul 10, ziceam, în cei mai buni ani ai vieții mele, trebuie să mă duc la porțile morților. Hm? E drept? În cei mai buni ani, când viața mea e mai înfloritoare ca niciodată, e un argument bun sau nu? Stă în picioare sau nu? Poftiți? Stă sau nu? Discutăm cu Dumnezeu. Punem lucrurile înaintea lui Dumnezeu. El este cel care creează oportunitățile, ocaziile. El știe ce e mai prețios. El știe când e viața în zilele cele mai bune, când nu este în zilele cele mai bune. Vorbesc cu el și spun, Doamne, e timpul meu cel mai bun acum. Și sunt pedepsit pentru pierderea celorlalți ani ai mei. Ai cui sunt anii? Oare de ce anii nu sunt răscumpărați aici? De ce? Ziceam, nu voi mai vedea pe Domnul pe Domnul în pământul celor vii, nu voi mai vedea pe niciun om în locuința morților. Locuința mea este luată și mutată de la mine ca o colibă de păstori. În simt firul vieții tăiat ca de un țesător care mă rupe din țesătura lui. Până de seară îmi vei pune capăt. Foarte interesant aici, Ezechia este într-o situație foarte acută a bolii lui. Nu mai crede că, nu mai crede că va trăi nici până de seară. Vă dați seama de de, de starea, de sănătate sau de boală în care este el. Am strigat până dimineața ca un leu, îmi zdrobise toate oasele, până seara îmi vei pune capăt, ciripeam ca o, rându o rândunică, croncăneam ca un cocor, gemnea, gemeam ca o porumbiță, ochii-mi priveau topiți spre cer, Doamne, sunt în necaz, ajută-mă! Ce să mai spun? M-a ascultat. Foarte, foarte frumoasă această, acest final. Ce, ce, nu mai spun nimic. M-a ascultat. Domnul e bun. Dar vreau să vă întreb, ce ați observat în legătură cu motivația? Care era motivul lui Ezechia? Să știți, e mare durere atunci când noi vedem timpul cu ochii omenești și nu-l vedem cu ochii lui Dumnezeu. Nu vedem că timpul e răscumpărat, că planul e a lui Dumnezeu, că ocazia e a lui Dumnezeu, că până și moartea e o ocazie. Noi n-ar trebui să murim când vrem noi. Foarte ciudat ceea ce spun acum. Dar noi ar trebui să murim când vrea Dumnezeu. Și ar trebui să murim când vrea Dumnezeu ca fiind o ocazie. Acum este ocazia cea mai bună ca să închei viața. Moise l-a luat Dumnezeu de mână, l-a urcat pe vârful muntelui, a murit acolo și textul spune, l-a îngropat Dumnezeu acolo. I-a făcut Dumnezeu în mormântare când Dumnezeu creează ocazii de felul ăsta, Dumnezeu se îngrijește de orice. Se îngrijește și de mormântare, dar s-a și de... mai îngrijit de ceva, de înviere. Mulțumesc! Nu mai vreau să vorbesc despre Ezechia, nu mai vreau să spun despre faptul că cei mai buni ani ai vieții lui, ăștia 15 pe care i-a dat Dumnezeu, s-au transformat în ani de mare criză. De mare criza lui. Un al doilea exemplu, rapid. Ieremia 45 cu 5. Este vorba de un alt personaj, tot creștin, baruc. Cine este baruc, vă amintiți? Secretarul lui Ieremia, da. Ieremia 45. Îmi spune așa, versetul 4 și 5. Așa vorbește Domnul. Iată ce am zidit, voi dărâma, ce am sădit, voi smulge, și anume țara aceasta, toată. Și tu umbli după lucruri mari? Oh. Foarte important e să știi ce vremuri trăiești. Dumnezeu îi spune lui Baruc, tu umbli după lucruri mari, după ce o fi umblat, Baruc. De zice Dumnezeu după lucruri mari. Despre ce e vorba? Da. să-și conserve averea, să-și conserve pământul, casa, familia și așa mai departe. Poate și un gând de ascendență socială, politică, nu știu. Nu știu. Dar Dumnezeu îl întreabă, tu nu vezi? Nu vezi că nu e vremea pentru așa ceva? Voi aduce nenorocirea peste orice făptură dar ție îți voi da ca pradă de război viața ta. Dacă nu știi vremea în care trăiești, s-ar putea întâmpla să nu-ți răscumperi viața. Vedeți sensul răscumpărării? Ca Dumnezeu să-ți dea viața, să-i dea viața lui Baruch, ca Baruch să trăiască în condițiile cuceririi Ierusalimului, el trebuia ce să facă? Să facă un schimb Uneori dureros. Care e schimbul? Poftiți? Dau tot. Și prada de război va fi mântuirea vieții tale. Asta e. Mântuirea vieții. Important e să știi ce se întâmplă, ce trăiești. E foarte important lucrul ăsta. Soția lui Lot. În contextul ăsta apare de asemenea foarte ilustrativ. Dumnezeu îi spune, hai, ieșiți! Din, din ce? Din Babilon. Era Sodoma și Gomora. Dar luați textul din Apocalips 18, ieșiți din Babilon, poporul meu, cum să ieșim, Doamne? Da. Și acolo spune, știi ce? Ieși cu toată inima, cu toată puterea, cu toată ființa ta, să nu-ți mai pese de nimic din ceea ce ai lăsat, ce lăsase acolo? Poftiți? Dar aia era plata pentru răscumpărarea vieții. Ea plătise prețul, acolo era plata pentru răscumpărarea vieții și acum avea ca preț de război viața ei și fugea cu viața ei. N-ar fi trebuit să fie bucuroasă? Așa ar fi trebuit. Să zică, Doamne, îți mulțumesc, mulțumesc că mi-ai mântuit viața. Și ea face un gest omenesc, probabil, justificabil, dar din punct de vedere al mântuirii nu. Ea are un moment de regret pentru ce? Pentru prețul răscumpărării. Pentru cât a dat. Și se uită înapoi cu jind la lucrurile care le-a lăsat în urmă. Și Dumnezeu, până în ziua de astăzi, face din momentul acela o lecție și anume, dacă îți pare rău de ce ai dat pentru mântuirea vieții tale și a sufletului tău, înseamnă că n-ai răscumpărat viața încă. Și ea se transformă într-un stâlp Nu ți-ai răscumpărat viața. Matei 24, 15 la 18, e Vorbește Domnul Isus Hristos pentru noi acolo și spune că în zilele acelea în care ce? În care ce se întâmplă? În care uriciunea pustiirii, în care omul fără de legii începe să-și facă lucrarea. În zilele acelea, spuneți-mi, vă rog, care este atitudinea? Ce ar trebui să se întâmple? Harul e măsurat în clipe. Harul e măsurat în clipe, în momentul acela. Așa scrie aici, zice, cei ce vor fi în iudea să fugă la munți, cine va fi pe acoperișul casei să nu se pogoare, să-și ia lucrurile din casă. Despre ce este vorba? Cât? E vorba de clipe, de pe acoperișul casei să cobori, să-ți iei paltonul. Nu mai ai timp, e vorba de o clipă. Mai departe spune cine va fi la câmp să nu se întoarcă să-și ia haina. E vorba de, 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 de momente, de decizie. Viața ta. Fraților, încă o dată, timpul de har, Dumnezeu ne învață că trebuie să-l înțelegem la nivelul fiecărei clipe nu ne putem permite deloc altfel. Asta, în asta constă înțelepciunea poporului lui Dumnezeu, la nivelul clipelor. În um, Vechiul Testament exista tipologia aceea a anului eliberării sau a jubileului. Dumnezeu spune, fiți atenți, țara nu e voastră, e a mea. Eu vă dau vouă cum? Vă amintiți? În chirie, zice. În rental. Vă dau închirie. Voi sunteți aici, spravnici. Și maximumul de valoare pe care voi îl puteți obține din o moștenire sau dintr-o afacere este valoarea de 50 de ani. După 50 de ani Terenul respectiv se întorcea la proprietarul inițial. Deci, cum se calcula valoarea terenului? În funcție de secerișuri, câte culesuri voi avea din livada asta? Câte secerișuri voi avea din terenul ăsta? Păi ai. 48 de secerișuri. Bun. Valoarea este 48 de secerișuri. La anul, valoarea va fi 47. Valoarea nu va crește. Valoarea va scădea. Când va mai fi doar un an, mai merită să mai cumperi. Aproape că nu mai merită să mai cumperi un Val, valo, e valoros sau nu, e o problemă de apreciere, dar aproape că nu mai merită. Cu cât ne apropiem de venirea Domnului Isus Hristos, aproape că nu mai merită. Pământul ăsta se învechește ca o haină. Frații mei, nu vreau să descurajez pe nimeni în legătură cu alergarea. Munca e o binecuvântare. Ea este binecuvântată. Dar uitați-vă bine la valori. Despre asta vorbim. Despre timp și valori. Dacă mai e puțin, dacă mai sunt câteva clipe de har, care este valoarea care încarcă viețile noastre? Ce vrem în aceste ultime clipe de har? În Apocalipsă, capitolul 10, cu versetul 6, ni se prezintă imaginea aceea a unui înger care strigă către cer cu mâna ridicată și spune Nu va mai fi nici o zăbavă, nu va mai fi timp. Ne apropiem de momentul acesta sau suntem în momentul acela? profetic când a fost rostit timpul ăsta sau strigătul acesta când a fost rostit din punct de vedere profetic că a fost rostit adică ce vreau să zic nu așteptați ca strigătul acesta să fie în viitor noi suntem în acest strigăt pentru că la terminarea profeției de 2300 de sâri și dimineți, atunci a început perioada fără de timp. Nu mai este timp măsurat, nu mai este de aici încolo, Iisus Hristos poate să vină fără de timp. Cât mai valorează valorile noastre? Vă rog frumos, haideți să vedem istoria lumii noastre de azi cu ochii cerului. Haideți să vedem din punct de vedere al lui Dumnezeu. Dacă nu cumva a venit vremea ca să învățăm să-i dăm lui Dumnezeu timpul nostru. Să închinăm tot ceea ce avem lui Dumnezeu. Să încercăm să vedem dacă nu cumva e mai bine așa. Amin. Tatăl nostru. Ce frumos e timpul nostru cu tine. Și dacă mai e puțin, e tot frumos. Și dacă e mai mult, e frumos, Doamne. Pentru că tu îl faci frumos, tu îl faci cu rost, tu construiești ocaziile noastre, prilejurile noastre, vremea noastră e în mâna ta. Îți mulțumim, Părinte. Pentru atâta har. La sfârșit de an, la sfârșit de măsurătoare, părinte, când ne uităm înapoi și nu vedem ce e înainte, își cerem putere, își cerem binecuvântare, își cerem conștiința faptului că harul e format din clipe, din ocazii pe care doar tu le poți construi pentru noi creează, Doamne, prilejuri frumoase pe care să le vedem și pe care să le folosim pentru Evanghelia Ta, pentru ca să vorbim oamenilor din jur, pentru răscumpărarea vremii și pentru pocăința noastră, Doamne. În numele scump al Domnului Isus te rugăm. Vremea și timpul e al Tău și ni l-ai dat. Învață-ne, Doamne, să-l răscumpărăm a doua oară în sfințenie și în gloria ta. Amin.